Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou videoclip de pe acest canal. După cum vedeți, am lăsat toate gâștele cu bobocei și acum stau toată ziua aici la iarbă. Uitați, unul a venit aici. Am pus pe pauză că a trecut un tractor. Haideți să vă arăt ce mai am noutăți. Am lăsat puii ăștia mari pe afară. Intră și stau aici în cușcă. Și aici sunt aceștia cu cloșca mai mici. 20, că unul n-a supraviețuit. Uitați aici ce mari sunt, ce mari sunt bobocii de rață. Și puișorii ăștia, n-am avut pierderi la ei. Sunt toți. Dar că rațele, uitați ce mizerie bagă în apă. Uitați aici ce mare este acesta. Este lung așa. Toți 5 bobocei de rață. Mie îmi pare bine că trăiesc și aceștia. Și la boboci de gâscan am avut o pierdere. Un gâscan l-am găsit mort în grădină. Și bănuiesc care este, care ar fi fost cauza. Bruno a vrut să se joace cu el. Rațele românești, acum o să nu știu unde este. Leșeștile. Haideți aici să vă mai arăt încă ceva. Acolo am o cloșcă. Găina care face ouă verzi. Astăzi este de o săptămână de când i-am pus 6 ouă de rață leșească și astăzi i-am mai pus încă 8 de românească ca să iasă bobocei deodată în același timp. Aici este curca care are acele 4 ouă de curcă și ar trebui să scoată mâine, dar cred că la noapte o să ciocnească ouăle că se aud puișorii. Acum, dacă o să aștept Dumnezeu să iasă toți 4, măcar aceia 4 să trăiască. Vițelușa și găinile. Acum o să mai mi-adun ouă de rață românească, că acum văd că s-au pus pe treabă. Ouă în fiecare zi una. Mâine trebuie să ouă aceasta. De fapt noaptea, că noaptea ouă. Și de leșești am avut foarte multe ouă, foarte multe, dar le-am folosit pentru mâncare. Ia să vă arăt aici puișorii ăștia. Dacă o să aștept Dumnezeu să trăiască, am în plan să-mi opresc 2 cocoșei. Acesta, acela frumos cu moți. Și încă unul golaș, dar văd că nu este aici. Nu știu unde este acum, nu-l văd. Uitați-l acela, acesta. Am câțiva și cu moț acesta, o puicuță acolo, golașul acela de golașa aceea de acolo, cocoșul acela golaș. Mai am și negru cu moț și... Da. Am verzit nucul. Unde este rața aceea moțată românească? Nu prea stă cu ele, am observat ea. Deși rățoiul o calcă. Nu o văd acum. O
aud. Uitați-o. Mă enervează că tot intră acolo în cușcă și dau cuibarul acela jos, deși ele nu o au acolo. Uitați, puișorii. Îmi place de ei pentru că nu se duc departe de cușcă și seara mi este mai ușor să-i bag. Că nu-i las afară doar când sunt eu acasă. Uitați cum o cheamă rățoiul. Uitați dacă n-ar fi găinile, câtă iarbă ar crește aici, uitați-vă doar. Dacă n-ar fi găinile, măcar pentru 2 săptămâni, dacă le-aș ține undeva închise, ar crește frumos iarba. Dar tot ar mânca-o. Haideți să merg până în grădină. Apropo, curca cea care a făcut pui de găină, uitați-o. Este pe afară, n-are treabă. Ce aș vrea să-mi scrieți în comentarii, cunoscătorii. Eu dacă o să o duc acum la curcan și o să o calce, ea va mai o autură de ouă. Și dacă o va călca odată, o să fie toate ouăle fertile. Uitați-l pe Piki cum face cu dinții. Pleacă Piki. Le-am dat mâncare la toți trei și apă. Și individul ăsta cred că a fost de vină cu bobocul. Era aici bobocul, așa întins cu capul în jos, fără nicio urmă de mușcătură sau sânge sau ceva. Și el dormea puțin mai încolo, cam la 2 palme de el, boboc. Uitați aici grădina, totul este verde acum. Aici lucerna, n-am terminat de cosit prima tură, că ne-am apucat să cosim și a doua tură și tot așa. Aici puțină mazăre, fasole. Aici sunt ceva morcovi, usturoi, ceapă, spanac, iarăși mazăre și au început să iasă și cartofii. Aici nu știu de unde a ieșit salata aceasta, cred că a fost ceva semințe amestecate. Ceva cireșe văd aici că o să rămână. Pere au rămas prea multe. Uitați, doar pe o ramură câte au rămas. Uitați aici pere. La greu. O să trebuiască să le răresc, altfel o să se rupă tot părul. Uitați aici pe o singură creangă câte au rămas. Uitați, foarte multe. Prunul acesta nu știu ce are, dar după cum îl văd eu, se usucă. Acesta nu are nimic, ba tot are parcă ceva la frunze. Și acela tot la fel, prunul. Aici pere iarăși, pere de toamnă la greu. Și ia să văd eu, caise, că rămăseseră ceva caise pe el. Și acum văd că acum nu le mai prea văd, poate pe acolo pe vârf. Că a mai venit frig și cred că au căzut toate. Nu mai văd nici măcar una. Nu mai văd. Păcat. Acesta au rămas ceva piersici, dar nu știu cum este el, sărmanul. Marul anul trecut a făcut ceva. A
Acesta iară se usucă. Aici am cosit odată cu cositoarea aceea cu fir și iarăși uitați cum este. Aici un ochi pus de mine din toamnă. Vișinul acesta s-a uscat. Cireșul ăsta, nu știu, văd că a făcut ceva flori, dar nu știu dacă o să rămână cireșe. Uitați acolo una. Mai are crengi uscate. Ar trebui să mă urc în el să-l mai tund. Că doar eu mă pot urca, tatăl meu nu se poate că se rupe crengile cu el. Dar acum n-am niciun chef că nu mă simt foarte bine. Aici moșmonul sau nu spuiul care s-a prins. Un cuib de pepene galben. Aici un cireș. Aici usturoiul de toamnă. Iarăși un cuib de pepene galben. Stați că am mai avut pe aici un cuib de pepene galben. Aici trebuie să-l mai plevesc puțin. Și stați că am mai avut acolo undeva sau... Ambrozia aceasta mă omoară. Tot o sap, tot și tot este. Nu știu pe unde am mai avut un cuib de pepene. L-am văzut că am plivit pe lângă el, dar acum nu-mi sare în ochi, uitați-l aici. Și mai am și aici, dar și asta trebuie plivit și ăsta. Ambrozia aceasta este foarte rea, dacă aveți prin grădină, n-o lăsați să crească, să facă semințe, că nu vă mai puteți scăpa în veci de ea. Salata, abia aștept să o culeagă bunica mea, să pot să sap aici tot, să mă scap de ambrozie. Da, prieteni, poate o să mai fac un vlog astăzi cu pui de gâscă. O să-i duc acolo mai sus un pic să pască unde le place lor și poate o să-i filmez. Uitați aici pe ăștia și pe Bruno acolo care sunt supărat. Mi-a omorât el mie un boboc de gâscă, un gâscan mai exact. Acum mai am 5 gâscani și 14 gâște dintre boboci. Haideți să vedeți curca cum stă, să-mi spuneți dacă umblă după curcan, ce să fac cu ea, să o duc la curcan sau habar n-am. Acum am aflat că mai are cineva curci, o curcă și un curcan mai jos de mine. Mi-a spus că i-a făcut curca 13 ouă, doar că nu clocește încă ouă. Uitați-o ce ziceți de ea. Rațele românești. Ce vrea să facă rățul ăsta, leșe? Sper că nu-mi bate puii de găină, că... Da, prieteni, cam atât ar fi și cu acest vlog. Acesta am fost eu. Până data viitoare. La revedere!